Bine ați venit la MasterChef! Cea mai intensă competiție gastronomică a mai făcut un pas decisiv către descoperirea primului titlu național de excelență în arta culinară. Pe drumul tot mai îngust către țelul final, eliminările se țin lanț. M-am distrat maxim! Eu vreau să țip! Bă, începe să zboare totul pe aici, bă! Haideți că au venit la masă, gata! Echipa roșie n-are absolut nimic! Nu poți să ajungi la nivelul ăsta în MasterChef, trișând. Mai aveți 20 de secunde să începeți să serviți. Dacă aveți ce? Băi, legați-vă bine de ceva să nu vă ia vânt. Ăștia mai slăbuți. Medic, 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 medic! Săptămâna trecută încă două verici cheie au spus la revedere concursului și echipei, Liliana și Izaura. Călătoria ta în MasterChef a luat sfârșit. La șorțul și, sincer, felicitări pentru intrarea în semifinală. Izaura, pleci din MasterChef. Este ceva. Bravo. Cu toate astea, noi ne-am despărțit undeva la munte unde un alt verdict așteaptă să fie dat. Nu vă grăbiți, o să mai fierbem un pic până atunci. Destul să vă spunem că va urma o seară incandescentă, piperată, cu invitat surpriză de marcă, cu multe emoții și tensiuni explozive. Ce tare! Te cheamă cu tine numele de familie? Godeanu. Să ți-l schimbi în Sorcoveanu. Nu te... Ah, ce-mi vine să țip. Cu cine să fac eu competiție? Cu Petru? Nu-mi pasă, sper să nu mă omoare. Lasă zâmbetul oriunde în altă parte. Nu scăpați de mine așa ușor. Aventura MasterChef ia sfârșit pentru... Bine ați revenit! Bine v-am găsit! Ne aflăm în fața unui punct fierbinte al acestei competiții, MasterChef. Este suficient să vă spun că pe harta concursului această etapă precede marea finală și aflarea marelui câștigător. Nu cred că mai este necesar să vă explic importanța următorului test. Trebuie să știți doar cu ce se mănâncă. Iar despre asta vă vor vorbi experții noștri. A fost o probă de teren în care considerăm că ați tras o gură de aer și la propriu și la figurat. Rezultatul probei este 45 la 38 pentru echipa roșie. Bravo. Totuși, astăzi în balcon nu v-a stat decât de Răzvan. Am zis, nu, e o glumă, își bat joc de noi, clar, clar, deci vor reacții, vor... Nu, își bat joc de noi. Toată lumea va participa la proba de astăzi, dar numai 4 dintre voi vor purta șorțuri negre. Petru, prinde-le. Și ce să crezi? Nu și-au bătut joc de noi. Chiar ne-au pus să gătim. Ne veți oferi un autograf culinar, un preparat care să poarte semnătura voastră, care să demonstreze cât mai mult din experiența acumulată la MasterChef. Numai că echipa care a pierdut va trebui să pregătească două feluri. Ne apropiem cu pași repezi de finală. Încet, încet, trebuie să vă testați capacitatea de a fi cei mai severi critici cu voi înșivă. Așa că echipa în șorțuri negre trebuie să pregătiți impecabil două feluri de mâncare. Al doilea fel poate fi desert sau starter. Unul din voi opt va câștiga 50.000 de euro. Și va fi primul MasterChef al României. Ca atare, jucați-vă acum cartea cea mare. Sunteți ultimii 8 din 2000. Vreau să simt asta. Aveți 90 de minute. Puteți începe în 3, 2, 1, gătiți! Găsiți în cămară absolut tot ce vreți voi, inclusiv vânat, foie gras, căprioară, urs, mistreț, miel, vită, absolut orice. Uitați-vă bine peste tot. Atenție ce alegeți. Aveți 90 de minute la dispoziție. Ăsta-l tău? Da. 90 de minute îl faci? Am backup plan oricum. Dacă pleci de aici, te bat să moară mă. Stai liniștit că am backup plan. Andreea? Da? Nu mai face nimic, te rog frumos. Eu am făcut o fundă. Nici măcar. Deci noi am plecat practic cu un mic handicap pentru că ne-au fost evaluate două farfurii. Doamnilor,
Testul începe în 3, 2, 1, gătiți! Ok. 90 de minute, da? Da. Da. E din ce în ce mai mare presiunea și tensiunea pentru că încep să plece concurenții. E bizar, ne e teamă că vom urma noi. Sper să nu mă ard, să nu mă frig, pentru că eu sunt campioană, văd că la așa ceva, când mă grăbesc. Are un nume ce faci tu? Foie gras cu mere caramelizate, cu chutney de ananas, de mango, sos de portocale și smântână, la bază de caramel. O să-i găsesc un nume. Astăzi fac le de căprioară cu sos de fructe de pădure și ca și garnitură vreau să fac cartofi cu piure de morcov și piure de măzăr. Nu pot să zic că știu rețetele, nu știu ce o să iasă, dar sper să iasă bine. Concursul ăsta e foarte mișto, dar trebuie să muncești să mai rămâi în concursul ăsta și trebuie să muncești mult. Astăzi fac un cotlet de miel cu piure din măzăre, cartof și morcov, cu brânză în mijloc și încă o garnitură cu numai cu verdeață și un sos. La proba cu căprioară și homara lui șef Henry, căprioara mea e și cel mai bine și mi-am ales căprioara. Am zis că un mușchi de vacă ar fi... Nu e banal, că pot să-l duc și pe acesta la next level, dar am zis să o iau direct cu mușchi de căprioară. Mie-mi convine că gătim și noi, chiar dacă am câștigat probă de la în echipă, dar cu siguranță acolo sus ne plictiseam foarte tare, ne durau picioarele și decât să ne uităm, acum nu știu dacă există listă cu să ieșim și noi. O să gătesc un mușchiuleț de căprioară cu legume trase în unt, batonet. Pe mijloc aici trebuie să fie un cartof. Pe cartoful ăsta trebuie să fie niște batonete de morcov, dovlecel și dovleac dulce. Și aici rotundă trebuie să fie fileurile de căprioară puse pe un pat de sparanghel și sos de mure. Eu cred că preparatul meu o să aibă succes, pentru că are exact ce-i trebuie. Dacă v-ați uitat și la șef Haddad și la șeful de la Howard & Johnson care ne-au făcut farfurile, eu am căutat să combin culorile mai mult. Zici mie o poveste frumoasă. Povești? Mușchiuleț de mistreț la cuptor, trei tipuri de piure, iar ca starter voi face creveți pane cu puțin orez și sos. Practic fac un coroană de miel în cuptor de mult, întrasă cu sare, piper, salvie, cu trei piureuri, piure de cartofi cu ceapă caramelizată, piure de cartofi dulci cu chili și piure de roșii cu basil, cu fioc. Și ca celălalt fel de mâncare și anume starter, o fac salată cu sparanghel, prosciutto, valeriană, nectarină, o reducție și mozzarella. Grăbiți-vă, mai aveți jumătate de oră! Îmi place această probă, deoarece ar trebui să încep două farfurii care să-mi poarte semnătura, adică să-mi personalizez farfuria. Cum sunt eu să fiu etalat pe o farfurie. Asta a fost o provocare foarte mare. Ce pregătești? Curață cu soia și miere, mere caramelizate, fasole verde cu fructe de, cu alune de pădure și cocktail de fructe de pădure cu il flotant. Mare atenție în farfurie, da? Da, șef. Cred că am un design frumos astăzi, m-am gândit la ceva. Să sperăm. Am riscat, am zis, domne, dacă plec, măcar să plec în glorie. Andreea, da. Ce gătești? Acolo mi-o încerc și cu un desert. Tu ai de făcut doar un singur preparat, știi, da? Da, știu. O să fie mai multe, o să fie dulce, o să fie sărat, o să fie iute, o să fie într-o farfurie, o să găsim mai multe gusturi. Haideți, grăbiți-vă, mai aveți 10 minute! Nu știu cum să pun sos. Haideți, 2 minute! Nu este. Nu este. Are cineva cuptorul aprins? Eu am cuptorul aprins. A fost o situație limită pe final, tocmai ce terminasem de procedeul termic pentru rață și am tăiat-o și atunci am văzut și mi-au recomandat și șefii că ar mai trebui să stea măcar un minut la cuptor. Iar Bogdan, având cuptorul încălzit, m-am dus imediat la el, l-am rugat frumos. Pentru că eu, dacă porneam cuptorul meu, pur și simplu, nu avea niciun efect, pentru că durează până se încălzește. Ultimul minut!
Smiley face. Nu. Smiley face. Nu. Mi-a zburat asta. Da, am timp. 20 de secunde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Gata, Andreea, da? M-am nenorocit cu modelul lui. Mie, sincer, mi-a plăcut foarte mult proba asta. Bogdan! E vorba de finală, emoțiile sunt mari, toți concurenții sunt foarte bine pregătiți și, din păcate, nu pot să rămână 8 oameni, trebuie să rămână doar unul și e normal că ai anumite emoții când te gândești, băi, poate plec. Starterul, da? Da. Cum l-ai făcut? Creveți, pane. Înainte i-am pus puțin cu zeamă de lime pentru a-i găti puțin. Risotto cu vin și lime și sos de wasabi cu mentă și smântână. De ce wasabi? Am fost inspirat de ce a gătit șef Florin în proba cu degustarea de creveți. Și aici? Mistrez la cuptor cu vin, cu cimbru, cu usturoi, piure de mazăre, piure de morcov și culii de ardei roșu. Ai fost inspirat de șef Florin, nu? De toți am fost inspirat. Ok. Mă bucur că de data asta, Bogdan, doar simt parfumul de la usturoi. Stai bine. Mulțumim. Alex. Interesantă combinație, Alexandru. Are o idee mai puțin sos de soia. Foarte fresh, Alex. Bravo. Mulțumesc, șef. Șef Cătălin, cum de n-am început cu desertul? N-am început cu desertul. Asta mă întrebam, de ce nu? M-am abținut, cu toate că e... Pentru el, rața e un desert. Permite să-mi strâng mâna. E genial. Doamne, cum arată căprioara aia. Hai, succes. Ceau. Vezi că m-ai degustat. Vă las pe voi. Asta mi-l duc în spate, în frigider, deci nu se atinge nimeni. Petru. Wow. Impact vizual foarte interesant deja. Dacă e de bine, mulțumesc. Cotletele de miele ai curățat tu sau le-ai găsit curățat? Le-am curățat eu. M-am luat după șef Cătălin. Și le-am făcut și după rețeta, dânsului. Da? Am lăsat la 140 de grade și sunt sigur că sunt yes, cum trebuie. Cred că e safe. Ce avem aici? Piure de cartofi cu ceapă caramelizată. În mijlocul celor două forme e și piure de roșii cu busuioc și acolo portocaliu e piure de cartofi dulce cu chile. Și am zis să aduc și puțin verde în partea. Ok, și aici? Nectarină, valeriană, mozzarella, prosciutto crudo și sparanghel. Ia de un nume. Salată de primăvară. Fără primăvară, că avem pastă aici. Mână gustă și colegii mei vreau un nume, da. Da. Vreau un nume. Poți să fie sau românește sau ce străin? Nu știu, spune-l în cazacă, da. Dă-i un nume. Ceva să îi se potrivească, Petru. O să folosești Napoleon de... Mă gândeam la ceva italian, că nu prea e French. Interesant. Mulțumesc, șef. Per total, foarte gustos. Mulțumesc, șef. Salata. Foarte bună, Petru. Mulțumesc. Dressingul dulce, prosciutto sărat, sparanghelul crispy și mozzarella. Un deliciu. Mulțumesc. Se balansează foarte bine. Ok, mulțumesc. Andreea.
Este un desert orgasmic, sincer. Sunt pe norișorul meu, în globul meu de cristal, am numai praf de zâne în jurul meu. Să mănâncă? Nu sunt comestibil. Ales doar pentru capre. Show continuu, uite-te când îl fac praf. Cum te cheamă cu tine numele de familie? Godeanu. Să ți-l schimbi în Sorcoveanu. Nu te... Ah, ce-mi vine să țin. Cu cine să fac eu competiție? Cu Petru? Nu-mi pasă, sper să nu mă omoare. Lasă zâmbetul oriunde în altă parte. Nu scăpați de mine așa ușor. Aventura Masterchef ia sfârșit pentru... Andreea, de ce ai făcut două preparate? Pentru că am avut timp să fac două preparate. Singurul motiv? Da, singurul motiv. Și mi-era poftă, vă spun. Vrei cumva să ne îndulcești? Aici... Cred că au făcut-o colegii mei. Noi trebuie să degustăm un singur preparat. Care îl alegi pentru degustare? Carnea, clar. Ok, ia-ți desertul. Și o linguriță desertul. Și mănâncă-l. Lasă. Tu ai mâncat-o, o să mănânc și eu, nu? A, adevărat. Bun, putem să gustăm? Vă rog. Carnea arată binișor. Nu încep cu desertul, Florin? Mi-l păstrez pentru mai târziu. Dunga asta aici mie nu-mi place cum arată, sincer. Nici mie nu-mi place. Am schimbat sos. Designul de 3 ori. Trebuie să rămâi la unul care să-ți placă ție, în primul rând. Primul mi-a plăcut cel mai mult. Sincer, nu e mult. Niciodată prea mult sos în farfurie. Niciodată? Nu este prea mult sos în farfurie? Da, niciodată nu poți face satul de sos. A, nu. Deci n-ai pus sos prima dată și pe aia niște carne în el, spui că mie îmi place sosul. Farfuria arată bine, preparatul este bine echilibrat, puțin cam prea acrișor pentru gustul meu. Mulțumesc, șef. E cu mentă. Am înțeles. Frigider și ăsta, ăsta e un desert orgasmic, sincer. E demențial. Mamă, de cremos e. De fiecare dată când ea e... Față-n farfurie, ai niște comentarii. Că... Nu. Ai n-are probleme? Nu, n-are absolut nicio legătură cu ea, sincer. Desertul este orgasm, dumnezeiesc, cum vreți voi să-i spuneți. E ai probleme? Genial. Te mai întreb o dată. Ce probleme am? Nu știu, în general așa. Da, am nevoie de zahăr în corpul meu, probabil. Ai vrut cu mai mult sos? Da. Acum nu mai e deloc. Andreea? Da, șef. Ai prea puțin sos în farfurie. Da, șef. Niciodată nu e prea mult sos într-o farfurie, tănșelea marnic. Niciodată nu e prea puțin sos într-o farfurie, iarăși tănșelea marnic. Sosul în farfurie trebuie să fie atât cât trebuie. Nici mai mult, nici mai puțin. Da, șef. Fasole verde cu bacon. Nimic deosebit. Dar gustos. Mulțumim. O să te duci la... Tu ai văzut ce carne am avut azi în concurs? Come on, tu ai văzut ce căprioară aveam? Nu, în momentul ăsta de acum nu mă face nimeni. Excluzând șefii, excluzând special guest, da. Dar cum sunt acum? Sunt pe norișorul meu, în globul meu de cristal, am numai praf de zâne în jurul meu. Exact, aceeași problemă, două preparate. Care preparat vrei să-l gustăm și să-l jurizăm? Pe care îl dai la jurizat? Ai lăsat-i supa aia pe masă. Faceți două preparate când ar trebui să vă concentrați la cel pe care l-aveți de făcut. Șef, eu am făcut două preparate pentru că ce am folosit la piure, am folosit și la supă. Cum se numește asta? O chifteluță din verdețuri. Din verdețuri? În român. Se numește cucusabzi în iranian. Și aici? Acolo e un piure tricolor din morcov, mazăre și... cartofi și în mijloc care un amestec de telemea de steagul Iranului. Nu, dar trebuia să mai am roșu în loc de portocaliu. Și în mijloc e un amestec de mozzarella cu telemea de oaie cu pătrunjel. Bun. Cu mărar, pardon. Până gustul din carne, zi-mi ce ai pus în chiftea asta. Am pus mărar, pătrunjel, salată verde, ceapă verde, valeriană, baby spinach. Ce e?
Acolo era piper. Ce era? Piper. Ah, sosul? Mm-hmm. E un sos din oțet balsamic, zahăr, caramelizat cu pătrunjel. Nu știu mai dacă piper să-mi rup dinții. Nu, piperul era de decor. Dă-mi și mie, te rog frumos, piperul ăla, roșu. Ăla, ăla. Ține mult așa. Știu, șef, dar n-am pus acolo... Ca ia și mănâncă și tu. Capcană. Ia și tu și mănâncă. Hai. Nu chiar tare. E chiar tare. Bagă așa un pic. Pe tot? Păi mănâncă, că asta mi-ai dat să mănânc piper roșu. Nu-i merzat, mă. Ți-au ce aminte că tot vorbim, că ce în farfurie, totul e comestibil, totul se mănâncă? Și busuiocul și... Și busuie cu ceare. Salvia prăjită. Da, ceau. Să mănâncă? Nu, nu sunt comestibile. Ales doar pentru capre. Păi mă gândeam că... Păi dacă le pui în tigaie, de ce să nu le mănânci? Asta este o supă de? Supă de mazăre cu cartofi, morcovi și ceapă. Mm. Te rog să o guși tu. Nu este niciun gust dulce, nici acru. Nici iute, sunt toate combinate, știi? Mie îmi place, șef. Mai să întreb ceva, uite, mie nu-mi place cum este gătit asta, sincer. Mi se pare crud odată aici, vezi? Am folosit termometru, dacă termometru a greșit. Foarte tare. Hai să spun despre miel, în primul rând. Chestia asta de aici va fi foarte greu să o mănânc. Termometru, fără termometru, dacă sunt client în restaurant și vreau miel într-un anume fel, vine bucătarul și îmi spune, știți, am băgat termometrul în el, dar n-a ieșit bine. Nu e vina mea, e vina termometrului. Crezi că poți să spui asta? Nu. Despre asta vorbesc. Da, da, șef Cătălin a spus că dacă are, când termometrul arate 67 de grade sau cât el pentru fiecare carne, nu poate nimeni să spune că nu e făcut sau e făcut. Și pe criteriul ăsta am mers și eu. Că dacă era după mine, nu lăsăm așa. Felicitări. Uite, înainte să pleci, o să am rugăminte de la tine să guși și din mielul lui Petru, să vezi diferența între al tău și al lui. Pardon, dar va trebui să scot ceva în dinți. Vreau să-ți arăt? Dar e o rușine. Mi-e greu să o mănânc. Și cantitatea foarte mare. Mai mult de jumătate de farfurie. Și ți-am zis, lucrează mai aerisit. Când a și pe mine nu mă deranjează piperul, să știi. Mie îmi place piperul. Adică m-am luat după ce am învățat de la dumneavoastră. Nu trebuie să te iei după noi. Tu trebuie să-ți creezi propria ta farfurie. Am să-ți folosești imaginația ta, să folosești lucruri noi. Show-ul continuu, uite-te și tu. Show-ul continuu, uite-te că încă-l fac praf. Când spui, m-am luat după șef Cătălin, trebuie să faci exact ca șef Cătălin. Ești foarte departe de ce am făcut eu. Mulțumesc. Mulțumesc. Simona, ce avem aici? Deci aici, ca starter, am făcut... creveți cu sos de crustacee, da, și o cremă de sparanghel. Iar ca preparat am făcut foie gras pe un pat de ananas și mango, mere caramelizate și un sos de suc de portocale și smântână. Sunt foarte stresată în fața jurului. Pentru că suntem la un stadiu unde suntem toți buni, zic eu, și diferența se face greu la gust, la mici detalii. E normal să fie din ce în ce mai greu și șefii așteaptă din ce în ce mai mult de la noi. Preparatul ăsta este foarte interesant. Practic ai făcut un bisc. Da. Am o problemă cu designul tău. Da. Ar fi fost farfuria perfectă dacă n-ar fi fost și asta. Da. După m-am gândit că ar fi fost mai. Gustos. Simona, trei creveți pentru un starter. Okay. O idee cam puțin, totuși. Dar să știi că sosul ți-a ieșit. Ok. Mulțumesc. Mulțumesc. Mimi? Pirurile sunt diferite, presupun. Da, morcov și mazăre. Fiecare bucățică de carne cu fiecare bucățică de piure, presupun, nu? Da. Mimi, interesantă ideea. Ai mai gătit vreodată căprioară? Nu. Nu? Pentru că este foarte bine gătită. Mulțumesc. Este exact cum trebuie. Mulțumesc. O idee mai mult sos. Și era perfectă. Oricum, felicitări. Mulțumesc.
Tu n-ai avut probleme cu termometrul? N-am folosit niciun termometru. Puțin cam economicoasă așa farfuria ta. Dar bună. Bravo, mă. Mulțumesc. Hai, Gabi. Bine ai revenit. Bine v-am găsit. Cum te cheamă pe tine numele de familie? Godeanu. Să ți-l schimbi în Sorcoveanu. Problema nu e de sorcovă de jocul de culori, știi? E problema de felul în care tu aranjezi farfuria. Așa, uite, avem o mască, înțelegi? Uite. Happy Hai face. Să vedem cine e, mă, nu strica. Happy face. Uite, vezi? Uite, o vedeți? Un smiley face. Da? Și ăsta ce e? Un neg pe față? Da, aici e negu sau... Nu, aici s-ar putea să fie... De ce nu te apuci de pictură mai degrabă? Și o lași mai moale cu bucătărea alea. Are atâta cartoful pentru două bucăți de carne. Atâta cartof. Da, Godeanu nu s-a dezis, nu s-a dezis de sorcovele lui. Preparatul lui o fi fost bun, dar a avut pentru două bucăți de carne un cartof atât. Pentru două bucăți de carne, care erau atât. Cartofi, dovlecei, morcovi, carne, bacon, sparanghel, smeură, anghinare, busuioc, oi, nouă. Roșie. 10. Știi ce s-a întâmplat cu persoana care mi-a adus 13 ingrediente? Asta s-a întâmplat pe selecție. Am luat-o și am aruncat-o. Iată, asta nu pot să o arunc pentru că am nevoie și de celălalt să guste, să îmi dea la dreptate. Ah, ce-mi vine să țip. Bravo. Bravo, Gabi. Gabi, iarăși ai reușit să umpli farfuria cu vârf. Căprioara trebuie să fie roz. Roz. Poți să te uiți la Mimi, i-a mai rămas o bucățică. Și cartofi și sparanghel, atât de mult. Anghinare, pesto. Da. N-are ce să caute pesto sos în farfuria asta. Pesto sos, sos de mure. Gabi, nu-mi dau seama ce mănânc. Nu poți să le combin și să le arunci în farfurie. Pur și simplu. Mare păcat. Maxim 5 ingrediente într-o farfurie. Când ai sărit deja peste 5 ingrediente, trebuie să fii foarte sigur că toate împreună au un final fericit. Haideți în față, vă rog. Nu știu de ce a tot continuat cu sorcovele. Pentru că a primit foarte multe observații și de foarte, foarte multe ori s-a atras atenția că încarcă farfuria. Nu știu, n-a vrut să înțeleagă că trebuie să lucreze puțin mai simplu. Petru, i-ai găsit nume la salată? Salată mediteraneană cu... Doar atât? Hai, găsește-mi numele. Salată Four Seasons. Are de fiecare. Four Seasons? Da. Zăpada unde era? Fără zăpadă. Foarte bună salată. Mulțumesc, șef. Încă Răzvan. Unde? La Răzvan. Wow, Petru, bravo! Mulțumesc, șef. Oh. Petru, păstrează salata. Nu da. Uita. Da, șef. Și nu vinde rețeta. M-am bucurat că am fost primul la jurizare. Chiar dacă am avut emoții cu carul, cred că la un moment dat, dacă mai ajung în chestii de-astea, o să leșin. E greu. Asta a fost proba aia care... Arată cine ești tu și cine au fost ceilalți. Alex Petrician. Mă uit cum am început concursul și cum suntem acum. Avem niște cunoștințe. Farfuriile arată altfel. Și pentru șef este extraordinar de greu de jurizat. Trebuie să se uite la cel mai mic detaliu, pentru că altfel nu mai ai cum să departajezi. Permite-mi să strâng mâna și du-te sus lângă fodor. Din punctul meu de vedere am crescut enorm, enorm. Și văd altfel bucătăria, mi-am cizelat gusturile, sunt mai critic. Am învățat foarte, foarte multe și mă bucur că reușesc să le aplic. Rață de rață ce ai făcut. Mulțumesc, șef. Mimi, ai gătit căprioară pentru prima dată. Ce înseamnă asta? Bravo, locul tău este sus. Bravo, Mimi. Nici nu realizez că sunt în finală. E mult prea mult pentru mine. Dar voi lupta până la sfârșit. Codeanu. Lasă șorțul pe bani, te rog. Părăsești Marsage. Chiar nu sunt revoltat. Păi cu cine să competitez eu? Cu cine să fac eu competiție? Cu Petru? Sau cu Alexandru? Cu cine? Măcar dacă mi ziceai, băi, Izaura, care totuși avea, nene, niște cunoștințe. Măcar poate să deschidă gura. În sfârșit, așteptam asta de acum 20 de concurenți. Nu, de acum 14 concurenți așteptam asta.
Păi voi mă puneți pe mine care am, care am o grămadă de ani în spate cu Petru și cu Alex și cu Mimi și cu cine mă... Înseamnă că eu îmi bat joc de mine. Dacă, eu dacă mai stăteam aici, eu îmi băteam joc de mine. E arogant, e îngânfat, era. Slavă Domnului, poți să vorbesc la trecut. O să se supere pe mine probabil cum se vadă asta. Nu-mi pasă, sper să nu mă omoare. Lăsați-mă în pace că trebuie să... Deci eu trebuie să ies din tot ăsta, eu trebuie să ies. Nu trebuia să asist la toată... La toată sorcova asta și la toată bătaia asta de joc. Dă-l-n de concurs. Păi ce, eu stau să-și bată joc cineva de mine care nu are habar, n-are... Au habar doar să prăjească două, trei cărnuri și gata. Gabi, mâncarea ta a fost de... Du-te-n... Ia-o și bagă-ți-o unde vrei tu. Simona, până acum la Masterchef s-a gătit de foarte multe ori foie gras și... Asta în audiții, în mare parte. Dar n-am gustat niciun atât de bun ca al tău. Continui, Masterchef. Aș lângă Răzvan. Vroiam să merg să-i cup, dar am ezitat. Am zis să nu primesc iarăși vreun reproș sau ceva. M-am calmat, dar de bucurie, sincer, aveam chef să merg să-i cup. E cel mai frumos balcon, cred că singurul balcon la care visăm să ajungem atât de mult. Balconul visurilor. Voi dacă vreți să schimbați România sau cum mănâncă oamenii la masă, nu e bine ceea ce faceți, pentru că voi vă bate joc de oamenii care știu, măcar au o idee despre ce se întâmplă. E vreo superstiție așa dacă stai cu el în crucișele? T-ai plâns. Prea mult sos. Prea puțin sos. Ea plânge mereu. La preselecție ai plâns. Tot timpul plânge. Interviu. Mi-a adus mus și ai încercat să mă îndulcești. N-ai reușit, Andreea. În schimb, carnea a făcut-o. Locul tău este sus. Înainte să urci, cam urgăminte la tine. De azi înainte, vreau să ne impresionezi numai și numai cu preparatul. Lasă zâmbetul oriunde în altă parte. Vorbesc foarte serios. Da. Îți mulțumim. Mulțumesc și eu. Sunt încă aici. Până în finală. Nu scăpați de mine așa ușor. Asta e așa, ca să fie bine la public. Unul care a avut și înalte și joase, ne-a impresionat, ne-a dezamăgit, dar astăzi, din păcate, trebuie să-i spunem pa. Și astăzi, aventura Masterchef ia sfârșit pentru Merzad. Bine. Și-mi pare rău că nu rămân mai mult aici și învăț cât mai mult. Mulțumesc. Merzad, continuă să gătești. Asta și fă în felul tău personal. Exact. Da? Felul tău personal. Așa vei avea succes. Eu am încercat să mă aduc în farfuria mea ce am învățat până acum. Dar dacă șefii spun ceva azi și mâine se dau la întors, nu prea avem ce să învățăm din asta. Nu mă așteptam să plec acum, dar asta e. Merzad, până acum, după părerea mea, a supraviețuit. N-a ieșit în evidență cu nimic. Trebuie dovadă acum când a rămas în ultimii 8, s-a cernut sita foarte ușor pentru Merzad. Păi tu ce știi, mamă? El și cu Flavia. Că voi ce știți să faceți? Dacă nu știți să faceți, ok, nu italian, dar sunt niște baze în bucătărie. Bucătărie italiană e o bucătărie foarte importantă și foarte răspândită. Merzad prieten, Merzad merge, mergem să bem o bere, dar la Gabi nu-mi pare rău deloc. Nu-mi pare rău deloc pentru că mi se părea că ia peste picior pe șef și pe acest concurs și pe toți oamenii. Și, adică să te dai mare și să faci palmier, e o atitudine generalistă la mine. E milă. Masterchef a însemnat pentru mine foarte mult. Am cunoscut mulți oameni drăguți, am învățat multe. Aș fi vrut să mai rămân, că să învăț cât mai multe, dar sunt supărat pe mine, că n-am... Înainte de orice probă ziceam că să fac ce știu eu mai bine și după aia mă luam așa și făceam experimente. Trebuia să fac ce știu bine. Au plecat doi până acum. De ce ales trei feluri de pire? Pentru culoare și gust. Cel de mazăre era sărat și puțin acrișor de la vin, cel de morcov era dulce, iar culiul era puțin amărui și afumat. Bogdan. Dă-ți șersul jos.
și caută unul mai curat. Ăla-i prea mult, dar uite și să... Sunt foarte fericit că am ajuns în finală și voi continua să dau tot ce mai bun din mine. Încă nu mi-am scos toți așa din mânecă. Felicitări și bine ați venit în finală! Nu vreau să zic că să se înțeleagă că sunt eu încrezut sau asta. Dar sunt convins că știu mult mai multe decât mulți care au rămas aici. Decât toți chiar. Cred că singura care are experiență mult mai multă decât mine e Mimi. Ce pot să zic de Petru, care are 23 de ani, nu e sigur de nimic din ce face el. Bogdan chiar e singurul care gătește cu pasiune, deci 100%. E singurul din cei care există aici care trăiește ca să gătească. Că dacă am face cum a făcut Andreea, în pauza a intrat pe telefon și a găsit o rețetă, e foarte ușor să găsești rețete sau să vorbești cu altcineva, să-ți dă o rețetă și tu să-l faci. Copiezi. Nu înseamnă că ai talent. Nu știu, Andreea a mers foarte mult pe zâmbete până acum. A avut și farfurii bune, a avut și farfurii rele. Andreea e periculoasă. Nu-mi pare bine de nimeni care pleacă. Dacă s-ar putea să rămânem toți până la final, ar fi în regulă, dar ne vine rândul la fiecare. Ăsta e concursul, nu avem ce să facem. De acum va fi și mai greu, da? Ciao! Mulțumim! Toți cinci sunt foarte buni, deci acum este 1-1. De fapt, 1-5. Eu contra tuturor. Ceea ce veți găti va fi discutat de 3 personalități marcante pentru lumea spectacolului numit gastronomie. Aștept farfurii impecabile, ca să nu-mi fie rușină de invitații noștri. Asta cum o recomanzi? Să fie mâncată caldă sau rece? Preparatul trebuie servit cald. Și a ajuns cald? Că trebuia preparatul să fie cald. Ce este fusion în farfuria ta? Dar peștele lui nu s-au mai luat, că e rece. Felicitări tuturor pentru că ați ajuns până aici. De acum încolo aveți șanse egale, dar totul depinde numai și numai de voi. Primul MasterChef din România poate purta numele fiecăruia dintre voi, dar numai unuia îi se va împlini acest frumos vis. Inaugurarea ultimei sute de metri către marele titlu. Ne-am gândit să aibă toate ingredientele unui asemenea context. Ceea ce veți găti va fi discutat de 3 personalități marcante pentru lumea spectacolului numit gastronomie. Primul invitat este un reputat critic culinar și un fin cunoscător al fenomenului numit clasă în bucătărie. Realizatorul primului portal virtual dedicat lumii din spatele și din fața bucătăriei. www.restograf.ro deține cunoștințele necesare pentru a judeca orice șef din țară. George Butunoiu. Următorul punct de reper este o personalitate care sfidează cu experiența sa toate standardele. A lucrat în mai multe restaurante high class, cea mai reprezentativă pentru el fiind bucătăria franceză. Nicolas Tand. Cea de-a treia surpriză este o figură reprezentativă a lumii spectacolului culinar. A devenit un simbol al sobrietății, al calității, fiind un punct de referință al bunului gust. Florin Busuioc. În această probă, pentru a cuceri gusturile și pentru a câștiga aprecierile acestor onorabili invitați, vă invităm în lumea unui concept modern de artă culinară, Fusion Cuisine. O combinație de tradiții culinare, un amestec de ingrediente, de diferite proveniențe, așezate armonios în același preparat. Testul va aduce cu sine cel puțin o eliminare. Nu mă așteptam să mi se anunțe o probă eliminatorie așa, pac, una după alta. Aștept farfurii impecabile, ca să nu-mi fie rușine de invitații noștri. Aveți 90 de minute la dispoziție și puteți începe în 3, 2,
1, gătiți! E cu eliminare normal că mi-e frică, nu pot să stau liniștită. Sper să nu fie cazul niciodată de eliminare. Da, sunt super entuziasmată că pe Nicolae va gusta din preparatul meu. Până acum numai eu am gustat din preparatele lui. Știu meniul din restaurant. La proba vegetarian am făcut o supă de-a lui. Deci eu știu gusturile, na. Fac pește în crustă de susan cu andive caramelizate și un sos de bază de pește. Nu știu cu ce-l parfumez încă, nu știu. Sunt stresată pentru că îmi place ideea asta, fusion. Merg pe asiatic, cu francez. Sper să fie ok. Da, sunt agitată, nu-mi place. De parcă la mare. E fiert în lapte. Da, un decor extraordinar. M-am gândit deja la un dressing foarte, foarte mișto, cu ardei iute și aceto balsamico și ulei de măsline. Mie îmi place. Am încredere în el și în momentul în care am încredere în dish-ul, s-a văzut că mi-a ieșit. Simplu și bun. Abia aștept. O salată de caracatiță caldă. O să fac un fusion între French și Italian. Nu mă pot despărți de Italia. Nu pot. Nu pot să o las deoparte. Salată de caracatiță am făcut o singură dată, dar nu din baby caracatiță, din caracatiță mare. Dar cu baby caracatița nu fac griji. O să fac o fuziune între bucătăria nordică și cea franțuzească. Somon umplut cu brie, cu un citronet de portocale, stafid de flambate cu coniac, sparanghel. Eu o să fac un fusion cuisine între bucătăria chinezească și bucătăria latinoamericană. O să fac o tortilla cu o pastă de guacamole tradițională. Va fi umplută cu o vită chinezească, asezonată cu ingrediente chinezești și cu niște legume sotate. O să fie oricum o chestie interesantă, care probabil nu am mai gustat-o în combinația asta niciunde. Grăbiți-vă, mai aveți 30 de minute. Măi, caracatița e perfectă, cartofii, uite ce frumoși sunt toți. Rucola e în apă, sosurile sunt gata, trebuie doar să le montez. Am făcut niște brioșe cu o spumă de ciocolată cu scorțișoară. Am făcut o banană în aluat și caramelizată și am făcut un carpaccio de ananas cu sos de piper. Sosul de piper roșu l-am făcut puțin dulce și era picant, dulce picant. Și cu ananasul mergea foarte bine. Iar banana aceea stil chinezesc am mai gătit-o. Îi place lui Fimiu tare mult. Am emoții foarte mari în ceea ce privește jurizarea, pentru că e vorba de trei oameni foarte, foarte buni, pe lângă un juriu super tare. O să fie la limită, pentru că am ajuns din ce mai departe. Suntem 6 care vrem să câștigăm. Mai am doar plating-ul, scot imediat și somonul de la cuptor pentru a-l servi cald. Și asta e totul. Sunt gata. 3, 2, 1, stop! Am ajuns la un punct în care cu toții gătim de la super la extraordinar. Rămăsese crem de la crem. În Masterchef e posibil să pleci din cauza unei măsline. Am pregătit o salată cu gulie, ridichie albă, cartofi, ciuperci, varză chinezească și calamar fiert în lapte, cu un dressing de citrice. Iar nu ai dat nume salatei? Nu. Și e fusion între ce și ce? Asiatic cu mediteranean. Da. Ziceai dressing de citrice, nu? Da. Eu nu simt. Puțin pe calamar. Se simte aroma de citrice, dar nu gustul. Eu aș fi lăsat-o un pic mai crocantă. Mâncarea asiatică e sănătoasă pentru că o lasă la foc încins mare, adică puternic, și o lasă numai un pic, adică se păstrează aroma, adică să fie crocant și gustos, adică asta e... Aveți dreptate. Eu am prăjit, a fost un fel de deep fry, numai că am mai trecut. Dar și deep fry putea să faci un pic mai crocant. Mulțumesc mult de sfat. E bună. Mulțumesc. Nu înțeleg de ce calamarul fiert în lapte. Am vrut să fiu sigur că este foarte fraged. Mai fraged a fost atunci când ai avut bătălia cu Sisoko. Ăla este un calamar pe care nu o să-l iei niciodată. Mulțumesc. Zi-mi și de ce totul e gătit mai puțin roșii? Roșiile au fost pentru aciditate și pentru design. E un pic prea pregnantă gulia, dar e foarte, foarte bun.
Ce ți-a fost cel mai greu să faci de aici? Niciuna. Doar montarea farfuriei. Tehnic vorbind, niciuna dintre ele. Consider că e o salată care se poate face foarte repede de către orice persoană. De asta am și făcut-o, ca să fie ceva fresh, simplu și la obiect, cum se spune. Îți mulțumim. Să nu mă înțelegi. Și eu s-ar putea să am eu o problemă cu gulia. Gândiți-vă că asta e a doua oară când el a gătit calamar în viața lui. Mie îmi place calamarul, să știi că nu e rău. Ce ai pregătit? Am pregătit o fuziune între bucătăria nordică, țărilor nordice și a sudului Franței. Somon umplut cu brie, chives, stafide înmuiate în coniac, sparanghel blanșat și tras cu cimbru și usturoi, un sos citronet cu suc de portocale, suc de lime și capere și stafide trase în coniac. O să mai și conduc spre casă. Designul este interesant, sincer. Mm-hmm. Dar, Bogdan, nu mai aveai nevoie de stafidele astea aici. Ai deja stafide în somon. Da, spre deosebire de cele din somon, acestea sunt trase cu coniacul și am pus deasupra lor reducția de coniac. Somonul l-ai lăsat prea mult, cred eu. În schimb, te-ai scos cu crocantul de la amigdale astea care le-ai făcut crocante și poate le-ai făcut un pic prea mult. Mie îmi place un pic mai crocant, înțelegi? Dar important e să rămână în furculiță, înțelegi? Am prins curaj și am gustat capra. Și schimbă total preparatul. E adevărat. Total în bine. Da, e adevărat. Pentru că eu felicitări. Mulțumesc. Foarte, foarte mult acidată. Dulce. Și capra și un pic marinată se arată. La crește. Și crocantă și un pic și îi aduce un echilibru, da. Capelea mai avem un fruct aici, asta. Coacăza roșie. Care presupun că este pentru același tot pentru aciditate, nu? Da. Acum înțeleg și de ce stafide. Tu ai încercat să faci dulce, acrișor, cu tenta asta de crocant a somonului? Da. Bogdan, păcat că peștele e overcooked. Peștele, când îl rup, se rupe frumos, înțelegi? În sol, cu sol. Da, pe fibra, așa un pic, asta nu prea. E atât de tare făcut că se face miezuri, uite. Ia, te salvează puțin tehnica, pentru că și iarăși ideea, concepția cu care tu vii în farfurie. Fiecare ingredient are un rol bine are definit. Un rol bine definit. Dar gustul este genial. Mulțumesc, șef. Mie îmi place că a ales sparanghelul, pentru că nu prea mâncăm sparanghel, nu prea găsim în restaurante sparanghel, adică la multă lume. Mi se pare, din păcate, o fiță foarte mare sparanghelul, dar nu știu de ce. Deci e foarte sănătos, purifică. Și scump. La noi. Acum toate lucrurile bune sunt scumpe, nu putem să găsim lucru bun ieftin. Nu, dar mă mir că ați avut aici sparanghel atât de bun. Să știți că avem... Suntem la MasterChef. Ha? Totul este bun. Îți mulțumim, Bogdan. Bogdan, mulțumim. Păcat că totuși au făcut stafidele două moduri de preparație, și interior și afară. Trebuie să pună numai... Așa face el mereu, să-i chinui. Dacă trebuie să lasă, se complică copilașul ăsta. În aceeași farfurie. Da, e foarte bună crusta asta de dat. Asta am văzut. Asta l-a scos pe el, crocantul ăsta, că de cât că el e... Crusta nemaipomenită. Ce ai pregătit? Bună seara din nou. O salată de caracatițe. Ce conține? Cartof, un praz crocant, rucola, pesto de rucola, un sos de roșii uscate, și, evident, caracatiță. Poftă bună! Deci că arată bine în farfurie, așa. Dar care este fusion-ul de aici? French cu Italian. De ce? Salata de caracatiță în Italia, unde am mai mâncat-o, este servită rece ca un starter. Eu am încercat să fac un starter cald, punând cartofii și prazul caramelizat, crocant. Asta cum o recomand? Să fie mâncată caldă sau rece? Preparatul trebuie servit cald. Păi și a ajuns cald la noi? Unele farfurii, îți dai seama dacă sunt gustoase, dacă le guși reci. Dar de ce iei tu apărarea? N-am înțeles. Nu cred că mi-a doar mie apărarea, cred că ia tuturor apărarea. Glumeam, liniștiți-vă, stați! Dacă am vreo remarcă asupra farfuriei tale, caracatița este uscată. Și are un gust ciudat pe ea. Am fiert-o. Am tras-o la tigaie cu usturoi, are ulei picant pe ea și lămâie. Ăla. Tu știi unde ai greșit tu?
fier și sotat. Puiul de caracatiță se face foarte repede. Ori o fier, ori o sotezi. Mie îmi place dressing-ul. E important când primim o farfurie la masă să ne atragă așa un pic. Că prima dată vedem, mirosim și după aia gustăm. Să vede atunci și femeie că ai încercat să... Femeie sunt mai atentive totuși un pic, să vedem farfurie, dar puteți să faci